Sute de motreni au renunțat la colaborarea cu Oata Motru și au încheiat un contract cu furnizorul de gaze. Ei au plătit milioane bune pentru această schimbare. Debranșarea de la Oata Motru costă numai puțin de 10 milioane de lei vechi. Motrenii au avut ocazia în dezbaterea publică să-și spună nemulțumirile față de această situație. Și eu sunt în litigiu cu domnul Scânteie din anul acesta 2010, pe motiv că dânsul deci nu-mi dă acel aviz de debranșare. Consider că eu sunt tot la dânsul branșat. O firmă autorizată care va debranșa. Da, autorizată de m-a debranșat. Prețul branșării la sistemul propriu de încălzire este mult mai mic. Proiectul de branșare la gaze, doar proiectul, costă 2 milioane. Deci 2 milioane vă branșați la gaze, 8 milioane vă debranșați de la Oata. Iarna trecută, localnicii din Motru au rămas de mai multe ori fără căldură din cauza că Oata a achiziționat păcură de proastă calitate.